A devenit deja un obicei ca în pragul celei mai importante sărbători creștine, polițiștii buzoieni să le ducă daruri concetățenilor lor. Echipajele de poliție au străbătut astăzi județul și au împărțit cadouri de Paști pentru 65 de persoane vârstnice, care nu mai au cu cine să petreacă sărbătorile. În prag de sărbători, polițiștii buzoieni vin în sprijinul persoanelor singure care au nevoie de ajutor în această perioadă pentru a le aduce un zâmbet și bucurie în suflet. Astfel, 65 de persoane vârstnice din județul Buzău vor primi vizita polițiștilor, care le vor oferi pachete cu produse tradiționale specifice sărbătorilor pascale, achiziționate din contribuția benevolă a polițiștilor. Polițiștii au descins mai întâi în cartierul Micro 14, la două femei care au rămas singure pe lume și pentru care vizita acestora a fost ca o rază de lumină de sărbători. Venim în întâmpinarea sărbătorilor pascale, prin a vă ajuta să așezați pe masă câteva produse și să sperăm să vă aducă numai de bine. Sănătoasă și tot ce vă doriți. Considerăm că sunt bune venite și că aveți nevoie de ele, să le serviți cu plăcere. Să vă dea Dumnezeu sănătate, că o vă duce. Cu un mic cadou să puneți și dumneavoastră pe masă în ziua de Paște. Poliția Română vă oferă un cadou, nu prea mare, dar sperăm să vă fie de folos și de ajutor de aceste sărbători. Săruna, sănătate, mult. Să fiți sănătoasă și fericiți. Și dumneavoastră la toată poliția, sănătate și respect. Pachetele aduse în dar conțin produse alimentare și, în primul rând, cele tradiționale. Cozonacul, ouăle roșii și pasca nu vor lipsi nici anul acesta de pe masa de Paști a celor care au fost vizitați de polițiști. Nu doar cadourile au fost bine primite, ci și vorbele bune și urările oamenilor în uniformă, care au înseninat fețele bătrânilor și le-au readus zâmbetul pe buze. Surpriza, dar nu mă așteptam, îmi vine să urlu. Ce surprize mi-ați făcut. Vă prind bine? Da, cum să nu vă dați seama. Plătesc și chirie și de toate. Aveți o pensie, bănuiesc, nu? Da, am lucrat la spital 7 milioane pe lună. Da. Activitatea de astăzi a fost posibilă datorită contribuției benevole a polițiștilor care s-au gândit la vârstnicii aflați la nevoie.